Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, a finalizat pe 15 mai campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2019, în cadrul căreia au fost înregistrate un număr de 846.619 cereri pentru o suprafață declarată la plată de 9.711.211,43 hectare. În comparație cu anul trecut, numărul cererilor a scăzut ușor, în timp ce suprafața suprafața agricolă a crescut cu 194.695,83 hectare, fapt care confirmă tendința de comasare a terenurilor. În cazul județelor care au realizat un procent sub 100%, diferența se justifică prin depunerea cererilor în alte județe limitrofe. În județul Vâlcea, în cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plată, au fost depuse 19.333 de cereri pentru o suprafață de 65.600 110,87 hectare. Până la data de 31 mai inclusiv, la APIA Vâlcea fermierii pot depune modificări la cererile unice de plată depuse în cadrul campaniei 2019 fără penalități. Sprijinul financiar este finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.